Bună tuturor și bine ați venit la un nou episod pe canalul Investește Simplu. Ei bine, în episodul de astăzi vreau să ne uităm un pic la creditul meu de investiții din nou pentru că a trecut și luna martie când am plătit acest credit, dar deja pot să fac cu galben și luna martie pentru că am plătit-o și pe aceasta. O să vedem și o să fac și aici, da, pentru că iarăși e plătită. Vreau să calculăm în episodul de astăzi pentru că avem niște estimative de dividende pentru anul 2023 din partea celor de la Nucleare Electrica și vreau să calculez un pic să vedem exact dacă o să fiu pe profit sau nu o să fiu pe profit anul acesta față de comisionul lor dat de dobânda pe care cei de la bancă și-o țin după aceste dividende. Vedem că în momentul de față va trebui să mai adaug și această plată. Pentru că am mai plătit deja un pic din credit. În total, se pare că am plătit efectiv din credit 7243 de lei. Mi-a mai rămas de plătit undeva la 37956 de lei. Cât mi-a mai rămas total, undeva la aproape 45735 de lei, dacă o să plătesc efectiv după creditul și după desfășurătorul lor. Da, deci undeva mă apropiu următoarea tură de cât am împrumutat, atâta să mai am și de dat înapoi, dar restul cumva teoretic este doar dobândă. Vedem că dobânda rămasă de plată din partea băncii mai este de 6.994 de lei, ceea ce nu este rău deloc. O să vreau să ne uităm un pic mai mult în episodul de astăzi la acest 2.921 de lei pentru a vedea efectiv câți bani îmi rămân mie din acest dividend, da? față de acțiunile pe care eu le-am cumpărat. Pentru cine nu știe, aici efectiv mi-am trecut câte acțiuni credeam eu că o să cumpăr, toate aceste calcule sunt făcute înainte să fac împrumutul pentru a investi în cei de la nuclear electrica și acesta vreau să fie efectiv realul, da? Ce vedeți aici este numărul total de acțiuni pe care eu le-am cumpărat în 2022 din acest credit de investiții. Mai exact, calculez tot timpul dividendul net în momentul de față să văd efectiv câți bani îmi produc sau nu acest credit. Da? Pentru a vedea și voi calculele efectiv făcute la sânge, să zic. Vedem că în 2022, chiar dacă eu am trecut aici, că am făcut 2131 de lei, am făcut acest dividend, doar că Aici am vrut cumva să compar dacă acțiunile mele de la nuclear electrica îmi acoperă efectiv dobânda din tot anul 2022. Dar am vrut mai mult să văd dacă cumva toată compania îmi acoperă prostia în ghilimele făcută de mine pentru a investi din credit. Iar în momentul de față vreau să fiu efectiv să trag linie, să pun totul la sânge să zic așa, pentru a reuși să văd exact la virgulă dacă cumva acest credit îmi produce 100% niște bani sau nu. Da? În momentul de față vedem că în 2022 eu am făcut 1510 lei după 805 acțiuni cumpărate din credit. Dividendul a fost de 1,98, da? vedem că l-am calculat cu 5%, da? impozitul reținut la sursă și vine 1510. Pe urmă, din acest dividend m-am uitat efectiv în spate pe desfășurătorul meu, da, pe istoric și am văzut că din acest dividend atunci, la prețul de atunci, am cumpărat 34 de acțiuni, da. Ceea ce înseamnă că eu în momentul de față am 839 de acțiuni după acest credit, pentru că eu și banii pe care îi fac din dividende datorită împrumutului de investiții, o să le recalculez aici pentru că eu reinvestesc profitul pentru a reuși să îmi acopăr 100% acest credit și să rămân și cu un profit. De asta vreau să văd efectiv ce profit îmi face real acest credit de investiții și dacă îmi face. Să nu uităm că din toată suma asta împrumutată de mine, de 45.000 de lei, eu de fapt am investit 35.200, ceea ce clar nu este relativ ok, dar cumva dacă investești cu cap, pentru că de asta vreau să fie, pentru că de asta vreau să fac niște calcule exacte. Dacă am investit un pic cu cap, 35.000 de lei, eu m-am putut folosi de 10.000 de lei ca și cum n-ar fi fost Efectiv, da, nu i-aș fi împrumutat și vedem că sunt șanse ca această companie, și anume Nuclear Electrica, să-mi scoată nu doar profit din cauza dobânzii, dar și efectiv acei 10.000 de lei, chiar dacă eu i-am cheltuit să îmi producă minim dobânda, da, sunt niște bani de care m-am putut folosi până la urmă. Și vedem că anul acesta... Cei de la Nuclear Electrica au dat deja un estimativ de dividende pe care eu o să-l distribuie, și anume 4,25 de lei. În total, după toate acțiunile pe care eu le dețin, o să fac 5667 de lei, dar după acțiunile cumpărate real din creditul meu de investiții, o să fac 3284. Vedem că în anul 2023 tot comisionul băncii va fi de 2921. Eu o să fac 3284, vreau să-l trec aici, 3284 de lei, și o să-mi aducă un profit de 362 de lei. Deci, în teorie, anul acesta o să fie efectiv pe profit acest credit. Ce înseamnă pe profit? Ei bine, eu vreau să calculez. Plata asta integrală, plata reală, nu vreau să o calculez, ci efectiv pentru mine înseamnă profit dacă scot mai mulți bani decât plătesc în comision băncii. Și vedem că anul acesta, dacă cumva cei de la Nuclear Electrica nu o să mai dea și un dividend special, asta nu avem de unde să știm momentan, dar în momentul de față vedem că după acest estimativ de dividend eu o să rămân cu un profit de 362 de lei. Nu este un profit mare, nu este o sumă super uriașă, dar să nu uităm că dacă deja vine pe profit acest credit, nu poate decât să mă bucure, chiar dacă aici încă în 2022 nu a fost pe profit, pentru că în 2022 am făcut doar 1500, per total nu sunt încă pe profit, dar anul 2023 care a fost și cel mai greu an în chilimele din privința creditului, pentru că a fost cel mai mare comision dacă acesta l-am trecut cumva peste, mai ales că în 2024 suma o să fie și mult mai mică, eu o să reinvestesc acești 3200 de lei înapoi în acțiuni și clar o să pot să am o dobândă compusă din partea creditului, care sunt aproape 100% sigur că o să acopere și anul 2024 ca și rată, da? ca și comision. De aceea vreau să fac calculele acestea 100% exacte, să-l fie cât mai mult la sânge, la virgulă, pentru a reuși să îmi dau seama până la finalul acestui credit și să vă dați seama și voi dacă acest credit a fost sau nu profitabil și poate o să aveți și voi foarte, foarte multe de învățat din acest lucru. În cazul în care o să fie profitabil, poate vedeți și voi cum ați vrea voi să faceți sau poate vedeți anumite portițe pe care eu în momentul de față nu le văd sau dacă o să fie Invers și nu o să fie profitabil deloc, măcar știți și învățați din greșelile altora. Da? Vreau să fac un pic calculele și mai la sânge să zic așa, o să adaug aceste două sume și vedem că în total eu am făcut 4795 de lei după acest dividend și vreau să vedem cât plătesc efectiv în comision băncii până acum. Vedem că în momentul de față tot comisionul plătit de mine pentru anul 2022-2023 fi de 5.137. Ceea ce clar în momentul de față eu sunt încă pe minus puțin cu 341 de lei. Deci acesta este calculul până în momentul de față dacă acest dividend în 2023 o să fie 100% valid și nu o să fie cumva și un dividend special, se pare că în primii 2 ani creditul este încă pe minus, dar problema a fost primul an, ce anume atunci când am fost undeva la 700 de lei pe minus și de acum încolo se recuperează, da? adică nu pot să fii profitabil neapărat din primul an, nici nu mă interesa asta, nu credeam că o să fiu profitabil nici din al doilea an, efectiv strict pe al doilea an, dar se pare că sunt profitabil, da? Acest lucru nu poate decât să mă bucure și o să vedem până la final dacă acest dividend o să rămână în picioare și o să fac efectiv uh, 3284 de lei după acest credit. Sunt curios, vă cum vi se par aceste calcule, după cum vedeți încă o să fiu pe minus, dar oricum mergem spre bine pentru că până în anul 2023 eu teoretic am fost pe 700 de lei minus, acum am redus undeva la aproximativ 400 de lei ceea ce clar eu estimez că o să fiu pe plus la anul cu 4500 de lei față de acest minus. Dar o să vedem cu timpul, da? După cum vedeți, un mic calcul am și în felul următor, dacă acțiunea în 2023, după ce încasez dividendele, o să fie 55 de lei, ceea ce nu cred că va fi anul acesta, probabil o să fie undeva la 48 maxim după mine, eu o să mai pot cumpăra încă 68 de acțiuni. De aici clar mă va duce în 2024 la 908 acțiuni și dacă dividendul o să fie de un minim 4 lei, eu o să fac mai mult dividend, ce anume 3600 de lei, iar în 2024 eu ca și comision o să plătesc doar 2400, ceea ce înseamnă că sunt șanse în anul 2024 să fiu pe plus cu aproximativ 6-700 de lei față de acest credit. În momentul de față nu este o sumă foarte mare, nu se vede chiar așa profitabil acest credit, dar o să vedem cu timpul, să nu uităm că nu am investit toată suma și clar cumva trebuie să ducă în cârcă, să zic așa, un pic și prostiile mele din trecut. <laughs> să zic așa, da? Acest credit și aceste comisioane raportate clar și la acea sumă. Crezi că acest credit o să fie profitabil până la final? O să vedem asta doar cu timpul pentru că nu avem de unde să știm acest lucru, așa că până data viitoare nu uita, alege să-ți construiești viitorul.